Borussia Dortmund este o echipă foarte, foarte bună din Germania, dar din păcate nu a mai câștigat titluri din 2012, dacă vă vine să credeți, și Champions League-ul din 1997. Această echipă care l-a avut și pe Bellingham, care este acum la Real, și pe Haaland, totuși nu a reușit să mai câștige nimic. Iar în acest videoclip o să preluăm noi Borussia Dortmund pentru a o face câștigătoare de Champions League și de Cupa Germaniei și de Bundesliga și să o facem cea mai bună echipă din lume. E bine, și am ajuns și la Borussia Dortmund aici, unde în cutare suntem cu managerul celor de la Borussia Dortmund și suntem pregătiți să o preluăm pentru 10 sezoane. Însă ca să facem chestia asta și să câștigăm până la urmă multe, multe trofee, avem nevoie de sigur de obiective. Și obiectivele sunt în felul următor. Borussia Dortmund trebuie să câștige Bundesliga de 5 ori, de asemenea Borussia Dortmund trebuie să câștige UEFA Champions League de 3 ori, trebuie să câștige UEFA Super Cup de 2 ori, ea trebuie să aibă în arsenalul său 20 de trofee, trebuie să aibă unul sau mai mulți jucători care au ajuns la 99 overall, unul sau mai mulți jucători care au câștigat balonul de aur de 5 ori și împreună cu aceste obiective mai adăugând și o regulă. Regula este că de fiecare dată când pierdem cu cei de la Bayern, va trebui să dăm de roată. E bine, și aceasta este roata. Avem desigur da și 3 de nu, dar știți că după sezonul numărul 5 se va schimba în 2 de nu și un singur da. Iar în caz că pică da, vom da spin într-o altă roată unde va conține primul 11 al nostru și jucătorul care pică, desigur că va fi dat afară de la echipă. E bine, și pe lângă această regulă știți că avem voie doar 2 transferuri pe sezon. Acestea fiind spuse, haide să trecem la simulare. E bine, cum așa arată echipa. Echipa, să fiu sincer, nu este rea, arată chiar foarte, foarte bine. Însă pentru primul sezon, clar ar trebui niște transferuri. Și se pare că avem 79 de milioane la dispoziție, destul de bine. Însă lăsați-mă puțin să aranjez echipa. E bine, și cam așa va arăta echipa. E zic că arată destul de bine și în curând echipa aceasta chiar va crește foarte, foarte mult. Unul din transferuri pe care vreau să le fac este acest transfer al lui Jan Madsen, care este la Chelsea moment de față și vreau să-l cumpărăm, așa că haideți să vedem cât o să ne coste. E bine, și până la urmă Jan Madsen va rămâne la echipă pe suma de 40 de milioane de euro. E bine, și mai vreau să transferăm și un fundaj de rezervă și acel fundaj este sigur Euro. E bine, și până la urmă Euro vine la echipă pe suma de 23 de milioane de euro. E bine, și eu zic că echipa este pregătită acum. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 1, să vedem ce reușește să facă Borussia Dortmund. E bine, sezonul s-a terminat și cam așa arată echipa. Chiar a crescut foarte, foarte mult peste tot. Și vedem că golgheter este Karim Adeyemi. Ok, interesant, cu 17 goluri și Brand cu un sezon foarte bun. Totuși în Bundesliga se pare că terminăm pe locul 2, cum s-a obișnuit de aici Borussia Dortmund, din păcate. Însă poate în următoarele sezoane reușim să schimbăm această chestie. Iar în pocal, hai să vedem, nu, aici câștigă Leipzig. În Champions League totuși terminăm grupa pe locul 8. Mai departe trecem de Arsenal, însă în quarterfinals ne pune capăt aici drumul Real Madrid cu 5-4 la general și se pare că câștigă PSG. E bine, din păcate, da, am uitat să văd unde a pierdut versus Bayern. Însă din cauza asta o să-mi dau mie singur un spin, pentru că am uitat ca pedeapsă să mă uit. Așa că haide să dăm de roată ca pedeapsă, asta este, am uitat de data asta. Hai să ne-am că totuși pică, nu pot să cred. Na, pedeapsă, na, uite și tu pedeapsă, am dat, da. Aoleu. Totuși partea bună este că n-avem jucători foarte, foarte buni la echipă. Totuși m-ar supăra dacă ar pleca un ADM-i, un Mață în ceva sau Schulterberg, așa că hai să vedem totuși ce pică. E bine, și cam așa arată roata, avem tot primul 11 al nostru, haide să dăm de roata să vedem ce pică, sper să fie ADM-i, Schulterberg, habar n-am, Kobel, însă totuși este ok, 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 rămâne la Brandt, ok, ok, Brandt nu este chiar așa de rău, nu este, chiar nu este chiar așa de rău, așa că mergem la Brandt și dăm release player, papa Brandt. E bine, și acum cu Brandt plecat, trebuie să ajutăm această echipă să câștige Bundesliga, așa că ne trebuie transferuri, așa că hai să vedem ce putem să facem. Avem la dispoziție de asemenea 141 de milioane de euro. E bine, și haide să transferăm pe Malo Gusto și pe Zaire Emery. E bine, și Gusto vine la echipă pe suma foarte bună de 45 de milioane de euro. Și vine și Vitinha pe o sumă tot la fel de bună, 61 de milioane de euro pentru el. E bine, și cam așa arată primul 11 al nostru. Am schimbat puțin informații și am învârtit aici jucătorii. Desigur că aici aș putea să pun pe Emre Can sau Sabitzer, dar ei sunt bătrâni, așa că o să-l pun pe Reina. Iar pe stânga vreau să-l pun pe acest Gitens, Binoy Gitens, cred că așa se pronunță, nu știu cum se pronunță, pentru că are 19 ani și chiar văd mult potențial în el. Așa că poate eu să-l jucăm strike.
Bundesliga. E bine, și haideți să simulăm și sezonul numărul 12 în ce reușește să facă Dortmund. Sezonul numărul 2 s-a trenat și cam așa arată echipa. Eu zic că arată destul de bine, au crescut destul de mult jucătorii, însă văd că sunt cam triști. La gol se pare că a fost Malen, ok, și Mkoko cu un sezon chiar foarte, foarte bun. Iar în Bundesliga se pare că în sfârșit reușim să câștigăm direct de al doilea sezon. Wow, chiar mă mir, cu 74 de puncte se pare că câștigăm. Bayern este tocmai pe locul 4. Iar se pare că câștigăm și pocal aici cu 2-1 versus Bremen. Wow, ok, foarte, foarte tare. Iar în Champions League se pare că trenăm grupa pe locul 2 cu 7 puncte. Iar mai departe dăm din nou de Real, care ne scoate din nou, dar data asta cu 5-3. Iar în finală este Liverpool, ok, care câștigă. E bine, și acum hai să vedem unde am pierdut versus Bayern. Se pare că acolo pe 24 a făcut egal. Iar mai departe se pare că acolo pe 10 am făcut din nou egal, deci scăpăm fără spin. Bine, în sezonul numărul 3, hai să vedem cum putem să îmbunătățim echipa. În primul rând, primul 11, să fiu sincer, am încredere în el. Singurul care e mai greu așa puțin este acest left mid, care am zis eu că îi dăm o șansă. Și să fim sincer, îi mai dau o șansă și în acest sezon. Totuși, haideți să transferăm un portar de rezervă mult mai bun. E bine, și de ce nu haideți să transferăm pe Trubin? E bine, și Trubin vine la echipă pe o sumă destul de bună, 52 de milioane de euro. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 3. Să vedem ce reușește să facă Borussia Dortmund de data asta, vrem și Champions League-ul. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat și cam așa arată echipa. Wow, chiar arată foarte, foarte bine și au crescut chiar mulți jucători. La goluri se pare că este ADM-ul cu 23 de goluri și în spatele lui Mkoko. Un sezon foarte bun pentru ambii. Iar în Bundesliga se pare că reușim să câștigăm din nou. Wow, și în spatele nostru, uite cine e, Bayern München. Wow, ok. Am reușit cu 74 de puncte. Însă în Supercupa Germaniei, din păcate, pierdem la penaltiuri versus Wolfsburg. În pocal nu reușim să câștigăm, este Stuttgart aici. Iar în Champions League, din păcate, am terminat pe locul 3. Asta e în Europa League, unde se pare că nu am reușit să trecem de preliminari. Ne-a bătut Real Sociedad 8-7 la penaltiuri. Wow, ok. Haideți să vedem unde am pierdut versus Bayern totuși. Vedem că acolo pe 30 am reușit să câștigăm, iar pe 15 se pare că am făcut egal. Însă se pare că acolo pe 1 martie am pierdut cu 2-1. Ok, am un spin. Haideți să vedem totuși ce pică, îi dăm spin și să sperăm că pică nu. Haide, trebuie să pice, nu? Nu, te rog eu. Bun, hai că am scăpat. E bine, în sezonul cu numărul 4, nu știu ce până să face la această echipă, pentru că vreau doar să o las să crească. Iar banca de rezerve, să fiu sincer, ar trebui doar un atacant de rezervă în locul lui Fulcruc. Așa că haideți tot să facem un atacant de rezervă. E bine, și ce nu, haideți să transferăm pe acești jucători de la Benfica. E bine, și acum avem și un nou atacant de rezervă. Însă oricum totul va depinde la primul 11 cum se va juca. Așa că haideți să simulăm și noi sezonul cu numărul 4 de data asta. Trebuie să câștigăm și noi o dată Champions League-ul ăla. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat și cam așa arată echipa. Wow, chiar arată foarte, foarte bine și vedem că ADM i-a ajuns la 90 overall. Deci poate câștiga balonul de aur, dar în sezonul următor. Totuși vedem că ADM i-a scris și el 34 de goluri și 16 asisturi, un sezon foarte, foarte bun pentru el. Și vedem că din nou reușim să câștigăm. Wow, din nou efectiv, din nou câștigăm Bundesliga. Am schimbat toate alea am schimbat. Câștigăm și Supercupa Germaniei cu 4-2 versus Stuttgart, dar în pocal nu reușim, se pare că este Wolfsburg. Totuși în Champions League se pare că terminăm grupa pe locul 2 cu 13 puncte. Reușim să scoatem pe Milan cu 5-3 la general, însă în quarter finals pierdem din nou. Dar data asta ne bate Manchester United cu 3-2 la general și câștigă PSG. Ok. Însă totuși, hai să vedem unde am pierdut versus Bayern. Și se pare că am pierdut acolo cu 3-2, ne-a putut acolo pe 31. Și se pare că am mai pierdut și acolo pe 22 cu 2-1. Wow, două spinuri. E bine, haideți să vedem. Au două spinuri, să sperăm că o să pice nu de două ori și se pare că pică. Ok, a picat nu. Nu. Hop, gata, ok, bine. Ați venit a doua oară totuși ce pică. Haide, te rog. Haide, nu, oprește, nu, nu, a picat, da. Ha, trebuie să punem tot scoada acum, ok. E bine, și avem aici tot primul 11 al nostru, îi dăm spin, hai să vedem totuși ce pică, bă, ce nașpa că a trebuit să pice, da. Hai să vedem acum totuși, nu, Mkoko, bă, ne-a luat atacantul, nu pot să cred. Mkoko al nostru care are 89 overall, wow. Efectiv, mă doare inima pentru ce urmează să fac. S-a dus. E bine, în sezonul cu numărul 5, hai să vedem ce putem să facem. Nu mai avem un striker pentru că a plecat Mkoko, așa că trebuie să transferăm neapărat un striker. Dar din păcate nu avem așa de mare buget după cum credeam eu, avem 97 de milioane abia. E bine, și de ce nu, haide să transferăm regenul lui Ronaldo. Poate ne va ajuta aici la echipă. Asta îl cheamă Morillo, ok.
E bine, și regenul lui Ronaldo vine până la Roland Echeo pe suma de 35 de milioane de euro. E bine, și cu Morillo în atac, adică regenul lui Ronaldo, avem încredere că ne vom descurca, cel puțin dacă crește el, altfel nu știu. Însă cam așa cred că va rămâne echipa, nu prea avem ce să schimbăm altceva, nici avem bani de fapt. Așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 5, să vedem ce reușim, vrem Champions League-ul ăla neapărat. E bine, pentru prima oară în sfârșit am fost nominalizați, a fost Karim Ademi, astfel că totuși reușește să câștige și se pare că reușește să câștige, wow, mă mir, what? Cum a reușit să câștige? Era și Haaland și Mbappé, însă Karim Ademi câștigă balonul de aur, bine mă Karim Ademi. E bine, sezonul cu numărul 5 s-a terminat, cam așa arată echipa, arată foarte, foarte bine. Iar la goluri se pare că este din nou Karim Ademi cu 27 de goluri. Un sezon chiar foarte bun. Și se pare că în Bundesliga reușim din nou deja, cred că ne obișnim cu chestia asta. 90 de puncte însă, totuși 90 de puncte. În Supercupa Germaniei se pare că câștigăm și aici cu 3-2 versus Wolfsburg. Însă în pocal nu reușim câștiga aici Union Berlin. În Champions League se pare că terminăm în grupa cu 2 cu 8 puncte. Și se pare că dăm de Milan pe Croatia cu 6-2 la general. Reușim să trecem și de Inter Milan cu 4-1 la general. Însă în semifinale ne bate Juventus cu 4-2 la general, bă, și câștigă Real Madrid, da, era logic. Totuși, haideți să vedem unde am pierdut versus Bayern. Și se pare că acolo pe 25 a făcut egal, ok. Mai departe am câștigat în cupă cu 2-0, foarte, foarte bine. Iar apoi se pare că am bătut acolo pe 15 cu 4-1, așa că scăpăm fără spin în acest sezon. E bine, în sezonul cu numărul 6, în primul 11, să fiu sincer, nu prea avem ce face, doar să așteptăm să crească jucătorii. Însă pe banca de rezerve, se pare că Sabitzer și Emre Can au scăzut foarte mult, așa că va trebui să transferăm noi doi mijlocași noi. E bine, și de ce nu, hai să-i transferăm pe Manu Kone și pe Ryan Cherki, doi jucători foarte, foarte buni, de care chiar am nevoie, așa că haide să-i transferăm. E bine, și Kone vine la echipă pe o sumă foarte, foarte bună, vine pe suma de 50 de milioane de euro. E bine, Cherki vine și el la echipă pe o sumă foarte, foarte bună, din cauza că a expirat contractul, vine pe suma de 40 de milioane de euro. E bine, și acum cu Cherki și cu Kone, pe banca de rezervă ca mijlocaș, o să-i ajute pe cei din primul 11 foarte, foarte mult. E bine, și haide să simulăm și sezonul cu numărul 6. Vrem Champions League. În fiecare sezon zicem că vrem Champions League, data asta trebuie să câștigăm Champions League. Întreb pe acest video clickmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul. Și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, în 2028 hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Karim Ademi din nou, mă, bine mă, Karim Ademi câștigă din nou balon de aur. E bine, sezonul cu numărul 6 s-a terminat, așa arată echipa, wow, cât a crescut, 94 Ademi, 94 Malen, foarte, foarte bine acolo. Și Mața a crescut, însă a rămas în spate Gusto. Iar la goluri se pare că este în continuare Karim Ademi cu 31 de goluri, un sezon foarte, foarte bun pentru el. Însă și Morillo îl ajunge din spate. Iar în Bundesliga se pare că de data asta nu câștigăm, wow, mă mir, chiar mă mir. Câștigă Bayern de data asta, ok, ok, cu 76 de puncte. Și se pare că pierdem și Supercupa Germaniei, bă, în fața la Union Berlin, cu 4-2 la penalti. Însă reușim să câștigăm pocalul cu 2-1 versus Wolfsburg. În Champions League totuși terminăm pe locul 1 cu 11 puncte și FCSB se pare că trece în parte, ok. Și se pare că reușim să eliminăm Chelsea cu 3-2 la general. Eliminăm RB Leipzig cu 4-1 la general, batem City-ul cu 4-3 la penaltiuri și suntem în finala UEFA Champions League în sfârșit. Și se pare că vom juca versus cei de la Juventus. Hai să ne dacă reușim să câștigăm primul nostru Champions League. Și 3, 2, 1 și reușim, mă, îi spargem cu 4-0. Wow, ce finală, ce finală, i-am spart cu 4-0. Totuși, hai să vedem unde am pierdut versus Bayern. Și se pare că acolo pe 31 reușim să batem cu 4-2. Acolo pe 20, din păcate, pierdem cu 3-0, deci au un spin. Iar apoi se pare că acolo pe 14 îi batem cu 3-1. E bine, au un spin și știți foarte bine că după sezonul cu 5 se schimbă aici treaba și avem 2 de nu și un singur da. Este periculos, hai să vedem dacă reușim să scăpăm de data asta. Haide, hai, se poate! Se poate, bine mă, bine mă, bine mă, scăpăm fără a-i da sell la un jucător. E bine, în sezonul cu numărul 7, hai să vedem ce putem să facem la echipă. În primul 11, după ce am scăpat de acel spin, nu cred că putem să facem ceva decât să așteptăm să crească Yoro și Gusto. Iar banca de rezerve stăm foarte bine, așa că nu cred că vom face niciun transfer în acest sezon. Așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 7, să vedem dacă reușim să câștigăm din nou Champions League-ul. Hai să vedem sezonul cu numărul 7 în 2029.
cine câștigă balonul de aur și se pare că este din nou Karim Ademi. Da, se pare că Karim Ademi a început să urce pe podium în fiecare sezon. Sezon cu numărul 7 s-a terminat și cam așa arată echipa, însă se pare că a fost accidentat left wing-ul nostru, left mid nostru, din păcate, însă uitați-vă, wow, mală, 97 acum am văzut, wow! Și se pare că golgetorul nostru de data asta este Morillo, adică regenul lui Cristiano Ronaldo, nu mai este Karim Ademi. Iar în Bundesliga din nou nu reușim să câștigăm, bă, ce se întâmplă, mă, ce se întâmplă? Și se pare că pierdem și în Supercupa Germaniei, wow, deja o spin, deci deja o spin, că pierdem versus Bayern 1-0. Totuși în pocal îi batem cu 3-0, uite ce bine. Și se pare că reușim să câștigăm și UEFA Super Cup, bine acolo, versus cei de la Real Madrid, cu 2-1. Începe să se pare că trebuie în grupă pe locul 1 cu 11 puncte. Mai departe dăm de Juventus pe care o batem cu 4-2 la general. Reușim să scoatem Liverpool cu 4-1 la general. În semifinale scoate pe cei de la PSG și suntem în finală versus cei de la Arsenal. Hai să vedem că reușim să-i batem în finală. 3-2-1 și nu pot să cred, bă, 2-0 ne bate, câștigă Arsenal. Wow, ok. Totuși hai să vedem de câte ori ne-a bătut Bayern. Deci avem o dată acolo la Super Cup, în Super Cup a Germaniei, deci au un spin. Mai departe, pe 8 decembrie a dat de ei și i-am bătut cu 2-0. Iar apoi pe 2 februarie i-am bătut cu 2-1. Iar apoi acolo în cupă i-am bătut cu 3-0. Asta înseamnă că au doar un spin, dar și spinul ăla poate să fie periculos. Îi dăm spin, hai să vedem ce reușesc să facă, dacă pică, da, sper să nu. Ok, bine, ok, a picat, nu, fără nicio problemă, chill. E bine, suntem în sezonul cu numărul 8 și în sezonul acesta, poate cine știe, devine un jucător la nostru 99 overall, Rademi or Malen. Însă ca transfer, o să fiu sincer, în primul 11 nu avem ce face, efectiv, avem cea mai bună echipă. Totuși, pe banca de rezerve ne trebuie un nou fundaș de rezervă, așa că haide să transferăm unul. E bine, și de ce nu, haide să transferăm pe Osman Diamonde sau Diamant, nu știu cum îl cheamă, așa că hai să-l transferăm. E bine, și Diamant, cum îl cheamă pe el, vine la echipă pe suma de 74 de milioane de euro. Vine și acum cât Diamonde aici pe banca de rezervă. Echipa arată mai ok, mai completă, cât și primul 11 și banca de rezervă. Așa că mergem să simulăm sezonul cu numărul 8, să vedem dacă reușim să câștigăm din nou Champions League-ul. Hai să luăm sezonul cu numărul 8 dacă reușește un jucător la nostru să câștige balonul de aur și se pare că este Haaland. What? Ok, mă mir, dar nu știu ce, nu înțeleg de ce e Haaland. E bine, sezonul cu numărul 8 s-a terminat și vedem că Ademi are 98 overall, mă, se apropie la 99. Dar uitați-l, toată echipa cum arată, efectiv a crescut în continuu și Morillo, uitați-l, 95 overall. Wow, ok. Iar golgetter se pare că este Morillo. Wow, cu 36 de goluri. Foarte, foarte bine acolo. Iar în sfârșit ne recapătăm titlul de câștigătoare în Germania, aici în Bundesliga. Câștigăm cu 84 de puncte. Câștigăm și în Supercupa Germania cu 2-0 versus cei de la RB Leipzig. Câștigăm și pocal cu 3-2 versus Bayern. Și în Champions League se pare că trebuie în grupa pe locul 1 cu 13 puncte, unde suntem din nou cu VCSB în grupă. Trecem de Sporting cu 3-1 la general. Trecem de AC Milan cu 6-1 la general. Trecem și de Liverpool cu 6-2 la general și suntem în finală versus Olympique Marseille. Wow, ok, un match interesant. Hai să ne reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să batem cu 3-2. Bine, mă, câștigăm a doua oră UEFA Champions League. Însă totuși, hai să vedem și unde am pierdut versus Bayern. Și vedem că pe 13 octombrie am bătut cu 3-1. Apoi pe 8 martie am bătut cu 2-1. Iar în cele din urmă am bătut cu 3-2 pe acolo pe 31 mai în finala pocal acolo. Foarte, foarte bine. Deci scăpăm fără spin. Bine. E bine, suntem în sezonul cu numărul 9. Și acest sezon ce vrem este să câștigăm desigur UEFA Champions League și să ajungă Karim Ademi la 99 overall. Dar dacă ne referim la transferuri, să fiu sincer, nu avem nevoie. Nu avem. E bine, poate aici un right back. Așa că hai să transfer totuși un right back, să avem și un transfer acolo. E bine, și de ce nu, haide să transferăm pe Rico Lewis la echipă. E bine, și Rico Lewis vine la echipă pe suma de 83 de milioane de euro. E bine, și prima aici pe Rico Lewis, unde va sta foarte, foarte bine și acum arată mult bine echipa. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 9, să ne poate reuși să câștigăm din nou UEFA Champions League. E bine, și haideți să vedem oficial acum ce câștigă balonul de aur, s-ar putea să fie, haide, se pare că este Karim Ademi, am vrut să vedem data asta în modul ăsta, pentru că arată foarte, foarte bine și așa. Ia uitați-l pe Karim Ademi, care cred că a câștigat balonul de aur de 6 ori sau de 7 ori. E bine, sezonul cu numărul 9 s-a terminat și cam așa arată echipa și vedem că Ademi în sfârșit a ajuns la 99 overall, bine Ademi. Și la golul se pare că este egalitate între Morillo și Ademi, ok, însă Ademi eu zic că a fost mai bun din cauza la asisturi. În Bundesliga ce să mai zicem, gata, noi suntem regii. 83 de puncte,
în sezonul acesta de Bundesliga. Se pare că câștigăm și Supercupa Germaniei versus cei de la Bayern, bine, acolo 1-0. Câștigăm și pocal tot versus cei de la Bayern, wow, deci așa de bine când câștigăm versus cei de la Bayern cu 2-1. Și se pare că câștigăm și UEFA Super Cup, wow, efectiv, gen, până acum am câștigat tot. Tot. Cu 3-2 reușim să îi batem pe cei la Juventus. În Champions League se pare că trenăm pe locul 1 cu 18 puncte. Trecem peste Rangers cu 4-3 la general. Trecem peste RB Leipzig cu 7-0 la general. Wow, mi-am spart efectiv. Și se pare că o batem și pe Bayern. Wow, deci ăsta e sezonul perfect. Suntem în finala UEFA Champions League versus și de la Inter Milan. În semifinala trecut de Bayern cu 4-3 la general. Astfel că reușim să câștigăm din nou UEFA Champions League. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm și mai facem, eu zic, mă, bine, mă, cu 3-1 o batem pe Inter. Însă s-ar putea strica bucuria dacă ne-a bătut Bayern. Și vedem că acolo în Super Cup am bătut-o cu 1-0. Mai apoi am făcut 2-2 egal în ligă pe 11 octombrie. Iar pe acolo pe 31 ianuarie am reușit să batem cu 3-2. Însă în Champions League, bă, uitați-vă și voi, luna mai, efectiv, am dat de 3 ori de ea. În tur am bătut-o, însă retur ne-a bătut cu 3-2. Ok, deci am un spin. Însă acolo după aia cu 2-1 îi batem pe 29 mai. E bine, și am un spin, hai să vedem. Sperăm nu, pentru a 10-a sezon, te rog eu frumos, nu, haide, bă, nu puteam să scăpăm, bă, du-te-o de aici, bă. E bine, și am băgat aici iar primul 11, hai să dăm așa să le amestece. Îi dăm spin și hai să vedem cine pleacă. Deci oricum, oricine ar pleca, ar fi așa, dar te rog, nu Ademi, deci nu Ademi. Ok, și se pare că este Zaire Emery, ok, e ok. Însă acum văd, Zaire Emery are 94 overall, bă, cel mai bine ar fi fost dacă ar fi păcat și Lothar Beck, dar asta este, iar mă doare inima ce urmează să fac. Merdem și dăm lui Zaire Emery release, mam, s-a dus. Dar uitați-vă cum se vede, locul 1, winner, wow, e incredibil, E bine, și am ajuns și în sezonul cu numărul 10, ultimul sezon nostru unde trebuie să ne ocupăm de această poziție. Pentru că, da, știm foarte bine că a plecat Zaire Emery, așa că, na, vom transfera un nou mijlocaș. E bine, dar din păcate se pare că bugetul nu este de partea noastră, așa că nu o să putem să transferăm un mijlocaș foarte, foarte bun. Totuși o să încerc să caut. Totuși am reușit eu să vând ceva acolo și avem un buget mai mare pentru a-l transfera pe Valverde, ca să fim, na, sigur că-l transferăm. Așa că haide să încercăm. E bine, și Valverde vine și el la echipă pe o sumă foarte bună, pe 100 de milioane de euro. E bine, și acum cu Valverde echipa arată mult mai bine. Nu puteam oricum să-l folosim pe Cone sau pe Cerchi, ei sunt rezerve. Așa că haide să simulăm și sezonul cu numărul 10, ultimul sezon, să vedem ce reușim să facem. Vrem Champions League, Balon de Aur, Bundesliga, efectiv tot ce se poate. Hai să vedem în ultimul sezon 2032, cine câștigă Balonul de Aur. Și se par că este, haide, este Karim Ademi, mă. Ce să mai zici, mă, ne-a obișnuit cu Karim Ademi. E bine, și sezonul cu numărul 10 s-a terminat. Așa arată echipa și vedem că deja au început să scadă mulți jucătorii. Malen a scăzut și el, Valverde nu l-a ținut mult și Schlotterberg a început să scadă. Totuși la goluri se pare că este Morillo cu 42 de goluri, iar în Bundesliga rămânem neînfrânți aici, 77 de puncte. Câștigăm de asemenea și Supercupa Germaniei cu 4-1 versus cei de la RB Leipzig. Din păcate nu câștigăm pocal, câștigă Werner Bremer. Însă câștigăm UEFA Super Cup cu 2-1 versus cei de la Aston Villa. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În de mai departe îi batem pe cei de la AZ cu 4-1 la general. Trecem și de RB Leipzig cu 6-2 la general. Și în semifinale îi batem pe cei la PSG cu 4-1. Iar finala vom juca versus cei la Manchester City. Foarte, foarte interesant acolo. Hai să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să... Mamă, i-am spart cu 4-0. 4-0 i-am spart pe cei la Manchester City. Wow, asta a dat finală. Asta a dat finală UEFA Champions League. E bine, însă cam asta a fost. Astea au fost cele 10 sezoane petrecute la Borussia Dortmund. Obiectivele, să fiu sincer, cred că le-am completat efectiv pe toate. Nu cred că am rămas fără niciun obiectiv necompletat. Așa că eu zic că am făcut o treabă foarte, foarte bună la echipă. Așa că nu uitați, dacă îl place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă mulțumesc în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțelul. I-am fost Unreal Byte. V-am pupat. Pa, pa!